Bună, Alexandru, ne bucurăm tare mult să vă avem alături la Bucharest Technology Week. Spune-ne, te rog, care sunt produsele pe care le aveți la stand anul acesta? Bună ziua! Anul acesta am venit cu două noi inovații. Avem stația de încărcat pentru mașinile electrice. Este un produs modular pe care noi l-am creat pentru orice tip de mașină electrică, deci cei interesați de astfel de stații pentru casă, cei care au mașini electrice și vor să instaleze așa ceva în casa lor, pot să aleagă între opțiunea de 220 până la trifazic fast charging. Totul este perfectibil și putem să modelăm după nevoile clientului. Iar al doilea, cel mai mare proiect al nostru ar fi stația de ride sharing pentru trotinete. Este un stand care și încarcă și are o aplicație mobilă cu care puteți veni la stand să deblocați o trotinetă, mergeți, vă faceți treaba cu ea, o aduceți înapoi, în acel moment se facturează automat pe cât timp ai parcurs sau câți kilometri ai făcut cu ea. Soluția aceasta e prezentă în București? Da, în momentul de față am reușit să integrăm cu succes, pot să zic numele companiei, am integrat cu succes la cei de la Porsche România. Pentru angajații lor au un astfel de stand cu 10 unități. Fiecare angajat de acolo are posibilitatea să-l rezerve în primul rând, să știe sigur că îl va avea în stand. În momentul în care ajunge la stand, îl deblochează cu telefonul mobil, se duce, nu știu, la primul mall să, în pauza de masă să mănânce sau până la primul metrou și de acolo acasă. După care a doua zi poate să o aducă înapoi, se facturează automat, banii se iau din contul de salariu. Toată lumea fericită, iar sumele sunt infime, undeva la 5 lei pe oră, chiar, da, ceva de genul. Wow, super! Sunt curioasă cum au reacționat vizitatorii la tot ceea ce prezentați voi aici și cum a fost interacțiunea voastră cu ei. Anul acesta e unul special pentru noi, împlinim 5 ani de zile și se vede o creștere exponențială în traficul și în clienții noștri. În ideea că, în primul rând, am văzut foarte mulți clienți de ai noștri venind cu trotineta, pe trotineta lor personală, cumpărată acum un an, acum 2 ani, să vină să ne viziteze special, să vadă ce îmbunătățiri am adus. Iar pe partea de vânzări este probabil cel mai bun târg de anul acesta și ever. Pentru prima zi de deschidere au fost undeva la 11 unități vândute în prima oră. Da. E spectaculos, chiar am rămas și eu puțin uimit. Wow, felicitări, mult succes cu tot ceea ce vă propuneți pe viitor și sunt convinsă că ne mai întâlnim și la evenimentele pe care le mai organizăm pe viitor. Mulțumesc mult de tot, în mod cert vom fi prezenți și anul viitor la Bucharest Technology Week. Este un târg care se mulează perfect pe ideologia noastră, ormonei, că încercăm să inovăm transportul, în grosomodo.